Batalionul de geniu Codru de la Negrești a beneficiat de echipament militar modern din partea Uniunii Europene, în cadrul Instrumentului European pentru Pace. Cu această ocazie a fost organizată o ceremonie în cadrul căreia a fost prezentat echipamentul. La eveniment a participat ministrul apărării Anatolie Năsatăi și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix. Саперный батальон «Кодру» получил снаряжение разного назначения – от медицинского оборудования до автомобилей и специализированной техники. В распоряжении «Кодру» также поступили новейшие костюмы для саперов, беспилотные дроны и металлодетекторы. Lotul de asistență recepționat face parte din proiectul destinat pentru dezvoltarea capacităților medicale și de geniu ale Armatei Naționale aprobat pentru anul 2021, cu o valoare totală de 7 milioane de euro. Prima tranșă în cadrul acestui proiect a fost recepționată în luna mai curent. По словам посла Евросоюза в Молдове Яниса Мажикса, Молдова получила военного оборудования на сумму более 85 миллионов евро. Это второе место по размеру помощи после Украины. Кроме того, в 2024 году запланирован ряд программ по модернизации национальной армии при помощи ЕС. Министр лапарери Анатолий Носатый a subliniat importanța ajutorului oferit și a precizat că echipamentul va majora eficiența susținerii de către Armata Națională a instituțiilor de stat în situații de criză. Echipamentele dotate pentru Armata Națională definitiv vor contribui la sporirea capabilităților operaționale. În primul rând, va permite asigurarea securității militarilor din arma de geniu pentru îndeplinirea misiunilor de deminare a teritoriului național, precum și va asigura o instruire mai bună pentru participarea în misiuni internaționale la care participă Armata Națională. Militarii susțin că până acum Armata Națională nu a avut în dotare echipament atât de modern, referindu-se în special la costumele de geniu de generația a patra. El este dotat cu placă balistică, materialul este rezistent la unda de șoc și este dotat cu aer condiționat pentru a ușura lucrul operatorului. Aproximativ 35 de minute operatorul poate să execute misiunea, după care are nevoie de pauză. Acesta este nivelul 4. Până acum la armată a avut în dotare de nivelul 3 10 costume care la fel erau la echipele de deminare. Militarii vor fi instruiți cum să utilizeze echipamentul. Am făcut ședință cu superiorii mei pentru echiparea și dezechiparea lui. Da, este greu, am avut să alergăm cu el. Un kilometru jumătate am alergat chiar în el. Peter Wagner, directorul Serviciului pentru Instrumente de Politică Externă al Comisiei Europene, a subliniat că donația este doar o parte din ajutorul pe care UE îl va oferi Moldovei în viitor. We hope that through this contribution, which is part of a wider series of contributions, we can contribute to Moldova being increasingly in a position to better protect its civilian population. Let me conclude by stressing again that this is only one step in the wider context of our support and cooperation. We are looking forward to continuing this also in the context of Moldova's accession path. Și ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Ianis Majeix, a confirmat că UE va continua să susțină Moldova în ceea ce privește securitatea. Well, for us, it is important to support the whole country. And in fact, security was one area where we hadn't been working in the past, but in the past 2 years, and we have also stepped up our cooperation in this area. So today we have a very practical example on what can be provided, because today we are providing support to the engineering troops of the Republic of Moldova. And unfortunately, it is still very much important because you still find these unexploded ordnance from World War II. Inițial, pachetul de asistență financiară a constituit 7 milioane de euro. Ulterior, acest suport a ajuns la suma totală de 87 de milioane de euro. Sprijinul are ca scop sporirea capacităților de apărare ale țării noastre prin asigurarea Armatei Naționale cu echipament medical, de geniu, logistic, comunicații tactice, supraveghere aeriană, comandă și control, mobilitate și apărare cibernetică.